Plecase Eva și Adam din Eden și nu cred că au înțeles ce înseamnă să pierzi Edenul decât atunci când a venit acasă Cain singur. De fapt, n-au înțeles ce înseamnă să pierzi Edenul decât atunci când au înțeles ce înseamnă moartea. Dragii mei, știți la ce mă gândeam în seara aceasta? Am înțeles noi în seara aceasta ce înseamnă Edenul, pentru că Dumnezeu, într-o vinere ca și aceasta, a înțeles El ce înseamnă moartea. Slăvit să fie numele Lui. Amin. De fapt, scriam în urmă cu două zile la câțiva prieteni și le spuneam acolo că la cruce s-a întâlnit Dumnezeu cu omenirea. La cruce, dragii mei, dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu a fost o a doua pereche. Dreptatea a căzut pe Fiul și iubirea a căzut pe noi. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Problema e că noi s-ar putea să ne prea obișnuim cu aceste lucruri, să nu ne mai miște. De fapt, știți care e scopul cinei Domnului, dragii mei? Și scopul comemorării cât mai dese, dacă se poate în fiecare lună, a patimilor lui Hristos? Știți care e riscul în viață? Când un copil merge la tata și îi spune: tati, am o veste bună, ți-am găsit loc la orfelinat, la azilul de bătrâni. Pentru el e veste bună, că îi rămâne lui casă. Pentru tată e o veste rea. Dar din ce cauză face copilul asta? Știți din ce cauză face? Că a uitat sacrificiul tatălui său. Dragii mei, într-o seară ca aceasta noi suntem invitați să ne readucem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Știți care e riscul când începi să uiți ce a făcut Iisus pentru tine? Să te obișnuiești cu păcatul. Să zici: lasă că nu mai costă nimic minciuna asta, lasă acum că dacă mă invidiez pe cineva sau abârfez pe cineva, nu mai contează. Ba, contează. Mă gândeam, sunt aici pe bancă, oare dacă ar trebui să dăm ca și evrei pentru fiecare păcat o torturea, un taur, un animal ca jertfă, parcă am fi mai atenți decât suntem acum cu jertfa Domnului Iisus. Pentru că atunci zicem: mă, nu merită să mint, că mă costă 2 ani să cresc un taur. Deci nu merită să mint, n-are rost să mint. Că intru în pagubă mare. Dar Dumnezeu în seara asta vrea să ne facă conștienți că mai mare e paguba dacă mințim acum sau dacă păcătuim acum, pentru că s-a dat cea mai supremă jertfă. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Lumea își urează sărbători fericite. Am și primit deja SMS-uri, sărbători fericite. Și mă uitam la ele și nu le-am răspuns. Pentru că oamenii, dragii mei, înțeleg greșit ce înseamnă sărbători fericite. Oamenii zic că dacă ai Sprite și Cola și un tort, ești fericit. Nu e adevărat. Le spuneam la petrecerea la o conferință de tineret că la IES le-am învățat că în viață contează nu ceea ce ai, ci ceea ce ești. Că Iisus nu a avut cam nimic în viața asta, dar au fost Fiul lui Dumnezeu și noi suntem tentați să catalogăm oamenii după ceea ce au. Și dacă are Q7, îi facem loc la parcare în față, mai lângă trepte în biserică. Și dacă are casă mai mare, parcă cu drag ne ducem la el decât la unul care are numai un apartament cu o cameră. Dragii mei, la Iesle, ascultați-mă, am învățat că nu contează în viață ceea ce ai, ci ceea ce ești. Și la cruce am învățat că nu contează cât trăiești, ci cum trăiești. Că poți trăi 80 de ani și să trăiești degeaba. Sau poți trăi 33 de ani jumate și să trăiești frumos. Slăviți să fie numele Domnului. Vreau să vă spun în această seară despre oameni care n-au avut un Paște fericit. Deși și-ar fi dorit și-au încărcat mesele cu bunătăți și-au trimis SMS-uri, vorbesc în termenii noștri de astăzi, ori mers la cumpărături prin morul și-au luat costume noi, ori făcut curat, ori vopsit pomii în albe acasă, dar nu au avut un Paște fericit. Și când mă gândesc la oameni care n-au avut un Paște fericit, mă gândesc în primul rând la soldații care trăgeau la sorți cămașa lui Iisus. Cam asta a avut Iisus în viață, o cămașă. Era un obicei la evrei, când pleca un tânăr evreu din casă, era obiceiul acesta ca mama să-i dea o cămașă făcută dintr-o singură trăsătură. Nu știu dacă în ziua când Iisus Hristos și-a pus ciocanul într-un sertar și frestreu într-un cui, nu știu dacă cămașa aia era gata. Dar știu că la cruce și aia am luat-o, și aia am luat-o. Și ostași aceștia, dragii mei, deși și-ar fi dorit și o crezut că o să aibă sărbători fericite. Un Paște fericit.
Ei trăgeau la sorți, jucau zarul și se gândeau cine pică nouă după condamnatul ăsta. Nu vi se pare că cam așa gândesc cei mai mulți în ziua de astăzi? Și cei mai mulți din lume trăiesc aceeași atitudine. 2-3 zile de concediu, o masă încărcată, niște bunătăți. Ce ne pică nouă de la sărbătoarea asta? Uitați-vă, dragii mei, la lumea din jur că tot mai mult își dorește pământul și deasupra lor, la câțiva metri. Stă Iisus Hristos și vrea să le dea cerul. Și oamenii zic, nu, mulțumim, nu ne trebuie. Noi vrem cămașa. Noi vrem costumul. Noi vrem papuci de ultima generație. Noi vrem o poșetă cu 200 de euro. Noi vrem ceva material. Nu ne interesează nimic spiritual, spun oamenii. Ne luptăm pentru funcții, ne luptăm pentru avere. Știți unde? Lângă cruce. Dragii mei, mă întreba cineva, dacă mă pocăiesc și mie ce încade, îmi dați măcar o casă. O zis, măcar o casă, dacă mă pocăiesc, încade și mie. I-am spus, la noi la pocăiți nu cresc casă lângă din peste noapte. Și noi muncim acasă, părinților mei cu 9 copii, nu-i gata. Și am muncit pe ea 15 ani și încă nu-i gata. Dar spunea poetul, am încerc căminul, deși nici când n-am avut o casă pe pământ. Mi-a fost dată cheia de la un tâmplar din Galileea, ce pe cruce a plătit dobânda grea. Dacă vreți sărbători fericite, să nu rămâneți numai cu partea materială. Să nu vă concentrați pe ceea ce vă cade. Când venim la biserică și noi câteva zile, că avem poate un salar frumos, apoi mă gândesc, dragii mei, că n-au avut sărbători fericite nici măcar preoții și fruntașii, oamenii care erau cu legea în mână. S-au gândit mereu cum să-L prindă pe Iisus. Spune și în Luca 22 și în Marcu 15. Spune și aici, fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau pe alții, i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși. N-ai cum să ai sărbători fericite când vocabularul tău e alcătuit din vorbe aruncate așa, ușoare. Las că știu eu și pe ăla, las că știu eu și pe aia. Da, știu că s-a întâmplat să aibă accident, eu știu cauza, noi toți știm. Dragii mei, mă gândesc la oamenii aceștia, dădeau zeceală din mărar, din chimen. Erau oameni religioși, dar nu totdeauna oameni religioși sunt și spirituali. E mare diferență între religie și naștere din nou și spiritualitate. Între moralitate și naștere din nou. Oamenii aceștia purtau legea lui Moise în mână și într-o zi cu legea lui Moise în mână au strigat, răstignește-l. Că nu ne imaginăm că ăsta ar putea fi Iisus. Nu au avut sărbători fericite. Cu ei s-au împlinit prorociile negative din Vechiul Testament. Au fost oameni, au fost gulata care l-au dat la moarte pe Iisus. Apoi mă gândesc la un altcineva care nu a avut sărbători fericite, la tâlharul de pe cruce. Stăteam aici pe bancă și n-am văzut până acum în Biblie lucrul ăsta, dar știți că sunt oameni care cer mântuirea în viață și totuși ajung în iad. Mântuiește-ne pe noi și mântuiește-te și pe tine. Și dacă ar veni unul în față la biserică, parcă l-am botezat pentru cuvintele astea și Iisus Hristos l-a trimis în iad. Pentru că omul ăsta nu a cerut mântuirea cu sinceritate, omul ăsta a cerut-o în batjocură. Dacă tu spui că ești Fiul lui Dumnezeu, arată-ne că poți coborâ de pe cruce, poate ne dai și pe noi jos de pe cruce să ne putem continua tâlhăriile. Să mai facem și noi un ciubuc, să mai dăm o spargere la o bancă. Dragii mei, mă gândesc apoi la Iuda. Nu a avut nici el sărbători fericite, deși probabil că a pregătit și el masa de Paște, că el era cu punga, nu? Probabil că el a fost pentru cinci aia care au pregătit masa de Paște, care au mers la cumpărături. Și s-au gândit, mă, sigur, acum o să fie cel mai fain Paște care l-am avut în viața mea. 30 de argenți, calcula un teolog din America, cam $120 în banii noștri. Cam 4 milioane. Cum vi se pare, scump sau ieftin? Noi îl vinde pe Iisus poate pentru 50 de lei. Nu te închitanță, să ne pice 50 de lei în plus în buzunar. Lasă, frate, că Domnul e bun și iartă. 4 milioane. O încerca să-i pună preț la Iisus, la cel fără de preț, o încerca să-i pună preț. Orice preț îi pune la Iisus, n-ai cum să-i dai adevărata lui valoare, că El n-are preț, e inestimabil. După 3 ani jumate de umbla cu El, Iuda a zis, cam, ce m-ar cădea mie după omul acesta? Dar am ajuns în ultimul timp, dragii mei, să-mi dau seama totuși că nu-i cu nimic mai grav păcatul lui Iuda decât păcatul celor 3 ucenici din grădina Ghețimani. Noi tot îl condamnăm pe Iuda că l-a vândut pe Iisus. Dar gândiți-vă că 3 ucenici
Ori dormit în Ghețiman bine, când Iisus Hristos avea nevoie de rugăciunea lor. Vreau să vă spun că de la Iuda Iisus se aștepta să-l vândă. Pentru că știa că e un hoț și un pungaș, cum scrie în Biblie. 3 ani jumate i-o intrat lui în buzunar banii. El se bucura când erau colecte faine la biserică. Că intrau lui banii în buzunar. Iisus se aștepta de la Iuda să fie vândut, dar nu se aștepta de la Petru, Iacov și Ioan. S-a uitat peste sală Iisus Hristos în seara cine, peste cameră și a zis, pe cine se iau în seara asta, ca să fiu sigur că nu doarme. Mă gândesc că așa s-a gândit Iisus. Că pentru aia i-a luat pe cei 3 mai, am spune noi, mai cu vază, mai buni. Știți că și noi mai dormim uneori. Când ne rugăm 3 minute pentru o soră care e în cancer la spital la Timișoara și ne rugăm 3 minute la oră de rugăciune pentru ea. Dacă dumneavoastră ați fi în spital sau eu aș fi în spital, m-ar durea inima să știu că biserica s-a rugat pentru mine 3 minute. Dragii mei, o spus cineva, mai bine un dușman pe față decât un prieten care să-ți bage sabia pe la spate. Mă gândesc la Petru că s-a lepădat. Dar știți care e mare diferență între Petru și Iuda? Și aici am vrut să subliniez lucrul acesta. Amândoi au păcătuit groaznic. Unul s-a lepădat, unul s-a blestemat, s-a jurat că nu umbla cu Iisus. Și Iuda l-a vândut pe Iisus. Păcatele astea sunt cam la fel. Dar ascultați-mă. Petru în umblarea cu Iisus a fost sincer. 3 ani jumate Petru a fost sincer. Chiar dacă în seara cine i-a spus multe și a făcut puține. Dar măcar a fost sincer omul ăsta. Dar Iuda nu a fost sincer. Și spuneam aseară la noi la adunare. Se întâmplă să mai cadă oamenii sinceri. Dar știți ce spune Iisus către Petru în seara cinei? M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Dar la Iuda nu-i spune m-am rugat pentru tine. Nu v-ați întrebat din ce cauză? Dragii mei, Iuda e omul acela care petrece sărbătoare după sărbătoare cu păcatul ascuns în biserică. Las că nu știe păstorul, nu știe comitetul. Într-o zi o să și mor și o să spună că am fost poate cel mai bun pocăit din sat sau din oraș. Ăsta e Iuda. Dar nu poți la nesfârșit să-ți acoperi păcatul. Nu poți. Pentru că într-o zi păcatul ăla te va învinge pe tine și Iuda cu siguranță nu mai a avut sărbători fericite. Însă nu-mi place să fiu un om pesimist. Pentru aia în a doua parte a mesajului vreau să insist asupra oamenilor care au avut un Paște fericit. Care au avut sărbători fericite. Că de fapt asta vreau să vă și urez la final. Să aveți sărbători fericite. Dar nu mă refer să fie masa neapărat încărcată. Că poți să stai în chirie, să n-ai nimic pe masă și tu să fii fericit. Dacă e masa încărcată, slavă Domnului. Nicio problemă. Dar haideți să ne uităm la câțiva oameni. Dacă ne-am uitat la oamenii care nu au avut sărbători fericite, haideți să ne uităm și la cei care au avut un Paște fericit. Și în primul rând mă gândesc la tâlharul celălalt. Ce frumos! Omul acesta, dragii mei, s-a pocăit fără fanfară, fără predici, fără orchestră. Probabil că nu l-a văzut pe Iisus Hristos niciodată în viață. Și totuși când l-a văzut pe Iisus Hristos, cum moare, îi spune, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția, când vei veni în împărăția cerului. Și Ioan îți surprinde această scenă într-un mod extraordinar. Când tâlharul intră și spunea tâlharul, dacă Iisus e aici, spune-ți că a venit tâlharul. Dragii mei, omul acesta a crezut în Iisus Hristos când puțini, ascultați-mă, când puțini mai credeau că e Fiul lui Dumnezeu. Ucenici care au umblat 3 ani jumate cu Iisus au împrăștiat și au plecat toți, că au fost dezamăgiți de Iisus. Și tâlharul crede în Iisus când toți ceilalți nu mai cred. Nu vi se pare interesant? Atât de frumos spunea cineva că noi căutăm, noi merităm cerul. Cam tot atât de mult cât o merita tâlharul cerul. Noi cumva credem că noi merităm mai mult, dar, dragii mei, ascultați-mă, noi nu merităm cerul mai mult decât tâlharul. Faptul că am ajuns mântuiți și faptul că într-o zi îl vom vedea pe Iisus față în față, e meritul Lui. Când ne-a scris numele în cartea vieții. Poate undeva te vezi mai bun, poate undeva te vezi mai sus, dar ascultați-mă. Noi nu facem, orice fapte bune ai face, tu nu poți să ajungi în rai prin faptele tale. Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune ca am fost mântuiți. Și e mare diferență asta. Dar îmi place, atât de mult îmi place această imagine a tâlharului. Să fii în cuie, să cerșești, să ceri raiul și să ți se dea raiul. Extraordinar. Extraordinar. Noi astăzi stăm pe o bancă. Astăzi stăm la un amvon, astăzi stăm față la o orgă. Și putem cere nu în cuie,
Putem cere din toată inima aici, Doamne, dacă ne mai dai viață să trăim pentru cer, dacă ne mai dai ani să-i trăim cu folos, ca într-o zi să te vedem față în față. Să de mult mă îngrijorez în Biblie, un digma pleacă de lângă Pavel și un tâlhar merge în cer. O Rahav e salvată de la moarte și un Balaam e omorât. Parcă toate gândirile noastre se schimbă și toate calculele noastre se schimbă când vedem cum acționează Iisus. Dacă vreți să vedeți har la răstignire, uitați-vă la tâlhar. Aia înseamnă har. Atât de multe ori ne uităm la oamenii de lângă noi și spunem, ăla nu merită, ăla nu merită, tu nu meriți, nu meriți, numai eu merit. Dragii mei, noi nu ajungem în cer prin meritul nostru. Noi ajungem în cer prin meritul Fiului lui Dumnezeu. Și Iisus când se uită la noi, ascultați-mă, nu mai vede haina noastră murdară, ci vede haina Fiului care s-a pus peste haina noastră și care e curată. Deci ce spunea Ravenhill? Că noi prea mult îi chemăm pe oameni la cruce, dar trebuie să îi chemăm pe oameni să se pună pe cruce. Ceea ce a spus Apostolul Pavel. A murit împreună cu Hristos. Noi le spunem la oameni, vină o pun la cruce, ridică o mână sus și pleci acasă, faci ce vrei că ești mântuit. Nu e adevărat. Nu, vină la cruce și acceptă să fii pus cu Iisus pe cruce. Și în moartea Lui, toată firea ta pământească să piară, toate poftele tale, pretențiile tale să se evapore. Și când te vei ridica de acolo prin învierea Lui, să te ridici la o viață vie, la o viață nouă și să trăiești frumos ca în timpul zilei. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dragii mei, mă gândesc apoi la Apostolul Iubirii. Ce sărbători binecuvântate a avut Apostolul ăsta. Extraordinar. Dar știți din ce cauză? Pentru că a fost lângă Iisus Hristos în cel mai greu moment al vieții Lui. Dacă biserica din ziua de astăzi are nevoie de ceva, are nevoie de mai mulți Ioani. Dacă îl compar pe Ioan cu Petru, aș spune despre Petru, e omul care vorbește multe și face puține. Dar Ioan vorbește puțin și face mult. Orice slujitor ar prefera să aibă lângă el oameni care să vorbească puțin și să facă mult. Nu mă refer la predică, că acum bisericile tot mai mult își doresc să vorbească puțin la amvon, frații. Înțelegeți? Nu asta mă refer. Mă refer la oamenii aia care, cum a zis David, când mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată, dar bun, dar când nu-ți mai merge bine, ce faci? Că Iacov a zis, Doamne, dacă, atunci o să fiu și eu pocăit. Și Habacuc a spus dacă, dar au mai pus un chiar în față, 3:17. Chiar dacă vine acasă într-o zi și în frigider nu mai este nimic, în cămară nu mai este nimic, pe câmp nu mai este nimic. Eu nu mă duc să-mi scot demisia, foaia membrală, să o pun pe masă, că nu mai am ce mânca. Nu, că pocăința mea nu-i pocăința, o spus Ioan, pocăința mea nu-i pocăința numai la înmulțirea pâinilor, unde au fost 5.000 de oameni. Că tot asta mă întreb, de ce la înmulțirea pâinilor sunt 5.000 de oameni și la cruce 5? Și fac o paralelă care la unii nu o să le placă, de ce la evanghelizare e plină biserica? Și la seară de rugăciune 10 oameni, deci 15 oameni, sunt 20 de oameni. Și spuneam într-o biserică, dacă o să fie răpirea marți seara, cum o să fie? O să fie greu pentru mulți. Dragii mei, ascultați-mă, știți de ce Ioan a avut sărbători fericite? Că l-a urmat pe Iisus necondiționat. Când nu mai înțeles nimic. Petru a fugit, toți au fugit, au zis Ioan, eu mă duc până la capăt. Că nu pot să dor pe pieptul lui cu o seară înainte și mâine să mă leapă de el. Nu pot să fac asta. Dacă am dormit cu capul pe pieptul lui, mă duc până la ultima picătură de sânge, indiferent cât mă costă. Doamne, mai ridică Ioani în biserica noastră. Oameni care să nu-i mai pune condiții lui Dumnezeu și nici comitetului și nici păstorului. Că am întâlnit astfel de oameni, dacă mă pui să predic, vin. Dacă nu mă pui, nu vin. Dacă mă pui la cântare, vin. Dacă mă anunți că eu sunt cu funcția X, vin. Omule bun, vreau să spun astăzi ceva. Tu nu vii aici să-i faci un favor lui Dumnezeu. Tu vii aici ca să te umpli. Eu dacă merg la Petrom să-mi bag motorină. Eu nu-i fac un favor vânzătoare, că ea tot 7 milioane va avea salar. Eu îmi fac un favor mie, că 2 săptămâni umblu cu motorina aia. Tu vii aici la adunare să te încarci, ca să poți trăi cu Dumnezeu și când e frumos în viață și când e greu. Și când ai analizele curate și hemoglobina e în parametri normali și când hemoglobina nu e în parametri normali. Să poți trăi, cum a spus cineva, cu Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, dă-ne putere la asta. Avem nevoie, dragii mei, de astfel de oameni. Avem nevoie de Ioan.
Am întrebat ani de zile de ce a stat Ioan cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Știți din ce cauză? Pentru că atunci când stai cu capul pe pieptul Mântuitorului, auzi inima Mântuitorului cum bate. Și când se apropie o văduvă sau un orfan, vei vedea că inima Mântuitorului bate mai repede. Când merge o mamă în spital și rămâne acasă copii, inima Mântuitorului bate mai diferit ca altă dată. Și Ioan n-avea nevoie de predică de o oră. O spus Ioan, dacă aud inima Mântuitorului cum bate, e suficient pentru mine. Și-o mers până la cruce, când inima lui Iisus nu mai a bătut deloc. Și chiar să-ți spun ce încă o sperat. Doamne, mai ridică Ioan în bisericile noastre. Nu vă mirați că în Ioan 21 se va citi textul acesta, probabil, săptămâna viitoare. La Marea Tiberiadei, Ioan e primul care le recunoaște pe Iisus. Că oamenii care umblă cu Iisus în fiecare zi vor recunoaște pe Iisus cu adevărat în momentele critice din viața lor. Un alt om care a avut un Paște fericit a fost soldatul roman. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat omul acesta era neprihănit, era Fiul lui Dumnezeu. Dar cum adică, soldatule, tu n-ai auzit o predică în viața ta, n-ai fost cu el 3 ani jumate și îți dai seama că ăsta e Fiul lui Dumnezeu? Că alții nu și-au dat seama de asta. Preotul a spus că ăsta nu e Fiul lui Dumnezeu. Cum adică tu spui că ăsta e Fiul lui Dumnezeu? Poate vă gândiți că soldatul roman a fost impresionat de sângele care curgea. Nu. Cum curgea sângele la el era ceva obișnuit. Asta era jobul lui, asta era locul lui de muncă. Se uita la ceas, când moare mai repede am plecat acasă. Vorbesc în termenii noștri. Dragii mei, să nu cumva să credeți că a fost impresionat de durerea condamnatului, pentru aia o striga soldatul roman, ăsta a fost neprihănit. Nu e adevărat. Mureau în fiecare zi oameni pe cruce. Nu asta era problema. Dar ascultați-mă, soldatul roman, dragii mei, s-a uitat la acest condamnat și a văzut că acest condamnat a spus niște cuvinte care nu le mai spusese niciun alt prizonier înainte. Când alți prizonieri își blestemau pe cei care îl loviau. Omul ăsta, Iisus Hristos, i-o binecuvântat. Înțelegeți? Când a văzut suferința lui și când a văzut cum condamnatul ăsta rabdă, când a văzut că se uită spre un tâlhar și spune: mâine ne vedem în rai, o zis: mă, ăsta e un condamnat care îmi va schimba și mie viața. E ceva extraordinar și parcă îl văd pe soldatul roman stând în sabia lui, uitându-se drept și parcă fără să clipiască, e străpuns din cap până în picioare. Și strigă și spune: cu adevărat omul ăsta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă încurajez astăzi și să spun celor care sunt în suferință: trăiți frumos chiar și în suferință, că s-ar putea oamenii de lângă voi să recunoască în voi Fiul lui Dumnezeu. Adevăratul caracter al unui om nu se vede atunci când are de toate, ci atunci când nu mai are nimic. Uitați-vă ce face un om când nu mai are nimic. Uitați-vă la un om când e în spital și slujitorii din biserică, eu cred că au întâlnit cazurile din astea, când am mers noi să încurajăm pe cineva și am ieșit de acolo încurajați de cineva. Pentru că au fost oameni care au trăit cu Dumnezeu și în suferință și în chinuri. Și cei de lângă ei au fost schimbați. Mă gândesc apoi la Baraba. Ce sărbători fericite a avut Baraba. Extraordinar. M-am tot întrebat de ce oamenii l-au ales pe Baraba și l-au respins pe Iisus Hristos. Știți că întotdeauna oamenii aleg pe cineva care e ca și ei? Întotdeauna oamenii aleg pe cineva care e ca și ei. Știți că cât timp a fost Baraba liber, fetele trebuia să vină la 10 noapte acasă, la 10 seara să intre înăuntru. Cât timp a fost Baraba liber, oamenii își puneau bine pensia deoparte și își ascundeau bine. Oamenii își puneau bine câștigul deoparte, că e Baraba liber cu ceata lui care jefuiește. Și într-o zi Baraba a fost închis și oamenii au răzvălat ușurați. Și într-o zi în fața mulțimii stătea Baraba și stătea Iisus Hristos. Iisus, un om care vindecase, Iisus, un om care a hrănit mulțimea, un om care a vindecat ochii orbilor, un om care i-a ridicat pe șchiopi în picioare. Și într-o zi a zis: oamenii preferă mai departe să ne fie fetele în pericol.
Preferăm mai departe să ne fie banii în pericol, preferăm mai departe să ne fie afacerea în pericol, decât să mai trăiască Iisus printre noi. Pentru că cel mai urât și cel mai grav nivel la care poate ajunge o națiune, dragii mei, este atunci când își omoară sfinții din ea. Irod pe Ioan Botezătorul și evrei pe Iisus Hristos. Ăsta e ultimul nivel. Pentru aia au zis Iisus Hristos, dacă trecem și de moartea asta, Ierusalimul va fi dărâmat. Pentru că Dumnezeu nu mai poate suporta până unde ați ajuns voi. Și într-o zi, în 73, a fost dărâmat Ierusalimul și templul. Dragii mei, Baraba a avut sărbători fericite. Dar eu cred că Baraba în ziua eliberării și într-o altă predică eu spun, ești liber, Baraba, dar nu pleca. Vino și pe la cruce. Ai fi tentat să pleci mai departe la ceea ce ai făcut. Dar hai să vezi pe la cruce cum moare Iisus. Apoi vino Baraba și pe la mormânt. Apoi vino și în odaia de sus, că mai este loc și astăzi. Și apoi așteaptă că într-o zi cel care a murit în locul tău se va întoarce. Ascultați-mă, știți de ce sunt copiii noștri liberi de păcat? De ce suntem noi ca părinți liberi de păcat? Că și noi am fost până la urmă un Baraba. Dragii mei, nu mai stați în celulă cu lanțurile pe voi, lanțurile unor păcate. Că Iisus Hristos a zis, sunteți liberi, stau eu în celulă în locul vostru. Nu vă mai faceți robe acelor vechilor vorbe, vechilor fapte. Trăiți ca niște oameni liberi, pentru că Iisus Hristos a mers să fie legat în dreptul în locul vostru. Am mai avut un Paște fericit și Maria. Deși a fost greu, a fost grea ziua aceea până la treia zi a învierii. De mult îmi place în Ioan, extraordinar. În Ioan 20 vine Simon Petru împreună cu ucenicul iubirii la mormânt. Fac o paranteză. Știți cine ajunge primul la biserică la 9 fără un sfert dimineață? Știți cine? Oamenii care îl iubesc pe Iisus. Și oamenii care îți iubiți de Iisus. Îi aleargă mai repede. Spune că ucenicul pe care îl iubea Iisus alerga mai repede. Și tot în paranteza asta vă spun că oamenii care nu prea vorbesc despre el la persoana întâi, îi azi oameni care trăiesc cu Dumnezeu. O zis Ioan, putea să zică Ioan, eu am alergat mai repede, a spus Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu prea îi plăcea lui Ioan să vorbească la persoana întâi despre el. Ioan dacă ar trăi astăzi, ar spune, o cânta mai bine el ca mine. O predica de el, slavă Domnului, eu am fost acolo în spate, nu, eu nu. Și Petru și Ioan merg la mormânt. Și văd mormântul gol. Și ascultați-mă, avem și noi în biserică oameni care de Paște se mulțumesc cu un mormânt gol. Și apoi pleacă acasă. Ioan 20:10, apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar nu au văzut decât un mormânt gol. Dar uitați ce spune în versetul 11, dar Maria ședea afară lângă mormânt și... Știți de ce avem nevoie în bisericile noastre de oameni care nu se mulțumesc cu un mormânt gol? O zis Maria, eu am văzut deja mormântul, eu știu că am văzut, nu e aici, dar eu nu pot să trăiesc până nu aflu unde e Iisus. Că e mort, că e viu, eu vreau să știu unde e Iisus Hristos, că a fost omul care mi-a schimbat viața. A fost omul care mi-a dat o direcție în viață. Și parcă mi-o imaginez pe Maria stând acolo jos, în iarba aceea din grădină, aplecată jos la pământ, plângând. Și la un moment dat aude niște pași care vin prin grădină. Pașii aceia aveau să-i facă ei sărbători fericite. Pașii aceia. Și stând acolo jos, întreabă, bun, dar dacă tot l-ați luat, eu au crezut că e grădinarul. Unde l-ați pus? Unde l-ai pus? Și la un moment dat, grădinarul, cum credea ea, o strigă pe nume și spune, Mario. Și parcă atunci se schimbă totul. Și cade la picioare și spune, rabunii. Și vrea să-l țină, că o zis, Doamne, odată te-am pierdut în viață. N-a știut unde te-o pus, dar nu vreau să te mai pierd. Și au zis, lasă-mă, Mario, căci încă nu m-am sulat tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le să aibă și ei sărbători fericite. Spune-le că mă sulat la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul. Vă dați seama ce fericire, ascultați-mă, nu există prăjitură în lumea asta, nici suc, nici ce vreți dumneavoastră, care să-ți dea fericirea aia când intri în fața ucenicilor și le spui că tu l-ai văzut pe Domnul. Deci m-aș bucura în biserica, în bisericile noastre din Deva, în zilele de Paște. Să meargă oamenii acasă și să spună unul către altul, să sune oameni, să sune rudele din Spania, din Italia, să zică
În seara asta l-am văzut pe Dumnezeu la biserică. În seara asta nu mai predica nici păstorul, nici diaconul, nici presbiterul. În seara asta l-am văzut pe Dumnezeu. În dimineața, în viere, l-am văzut pe Iisus Hristos. Luni seara, în a doua zi de Paști, l-am văzut pe Iisus Hristos. L-am văzut pe Domnul. Dragii mei, mă apropii de încheiere întrebându-vă ce fel de Paște aveți dumneavoastră? Ce fel de Paște avem noi? Vreau să vă spun că dacă nu vom conștientiza ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, nu vom putea avea un Paște fericit. De aceea mi-am propus în partea a treia a predicii, în încheiere, să vă prezint răstignirea. Pentru că atunci când nu înțelegem ce a făcut Iisus pentru noi și când nu înțelegem sacrificiul Lui, s-ar putea să nu mai dăm nimic pe jertfa Mântuitorului. O să spun, frate Cristi, bun, dar de ce ai tu pretenția că tu știi cum a fost răstignit Iisus și epistolele nu prezint? Vreau să vă spun că procesul răstignirii era un proces foarte obișnuit în acele zile, în acei ani. Oamenii erau scoși la marginea cetății și condamnați și puși pe cruce. Nu stau de oameni să zic, hai să spun fiecare detaliu. Oamenii știau cum e să mor răstignit. Problema e că noi nu mai știm cum e să mor răstignit. Și parcă nu mai prețuim prea mult jertfa Mântuitorului. Crucificarea era considerată cea mai cruntă metodă de tortură. Cea mai cruntă metodă de tortură. Condamnatul era pus pe spate, pe cruce, jos la pământ întins, întindea picioarele și întindea mâinile. Și acum vă rog să vă imaginați scena în care se apropie soldatul roman cu ciocanul în mână și cu piroane de 7 cm. Cam asta era lungimea piroanelor. Se apropie de Iisus Hristos și pune genunchiul pe mână, ca să nu-și miște mână. Gândiți-vă că era mâna lui Iisus Hristos care putea să se închidă. Era mâna care se scrisese tablele legii pe Sinai. Era mâna care vindecase ochii orbilor. Era mâna care ținu copiii în brațe și mai ține și astăzi și pe ai noștri. Mâna aia a fost, nu altă a fost. A fost mâna care a ținut acel pachetel al unui copil și de acel pachetel a mâncat 5.000 de oameni. A fost mâna care s-a tins de Bartimeu. A fost mâna care a deschis ușa la Zacheu la intrare în casă când a intrat la el și a intrat cu mântuire. A fost mâna lui Iisus Hristos. Și putea să se închidă. Dar au preferat să o țină deschisă. Știți din ce cauză? Că astăzi noi să ne putem uni mâinile. Și cineva din cer să ne răspundă. Prima lovitură de ciocan s-a auzit și-o cutremura văzduhul. A doua lovitură de ciocan și a treia în picioare. Ăsta nu era nimic însă până acum chinul. Chinul începea când crucea era ridicată în sus. Până atunci ai stat pe pământ. Forța gravitației n-avea ce să-ți facă. Dar în momentul când crucea era ridicată, începea greu, începea traumă. Vreau să vă spun, dragii mei, că au urmat câteva ore în care pentru fiecare respirație condamnatul trebuia să se împingă în picioare, să-și elibereze cutia toracică ca să mai poată respira. Știți ce mi se pare interesant astăzi? Că noi nu avem drept să respirăm, noi nu avem dreptul la aer. Și totuși avem aerul ăsta gratis. Iisus a creat aerul și îl merita. Și într-o zi nu mai a apucat și nu mai a putut să respire. Și într-o zi o trebuie să se împingă în cuiele din picioare ca să mai poată lua o gură de aer. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Spun doctorii că la un moment dat, din cauza apăsării, din cauza mâinilor care stau în cuie, umerii se dislocă. Umerii se dislocă. Articulațiile cotului încep să se frângă. Oasele cedează. Inima depune un efort inimaginabil, inima. Gândiți-vă că inima nu mai e oxigenată prea mult, se chinuie. Inima care a bătut pentru tine și pentru mine. Inima care a bătut pentru omenire întreagă într-o zi, o cedat și doctorii spun că a murit de atac de cord. O cedat la un moment dat. Însă vreau să vă spun că înainte de a muri, Iisus Hristos a strigat de pe cruce un cuvânt care începe și care spune așa, cala. Cala înseamnă s-a sfârșit, adică misiune îndeplinită. E ca un capitan care merge în Afganistan sau în Iran și după ce a terminat, reportează și spune... Misiune îndeplinită.
Dar cala mai înseamnă ceva. Cala mai înseamnă vino iubito, vino mireasă. Când a murit Iisus Hristos, ascultați-mă, dacă tatăl meu ar muri, tatăl meu încă e în viață, dar dacă ar muri și m-ar chema la patul lui, că sunt cel mai mare din familie, ascultați-mă, nu m-ar interesa telefonul, nici internetul, nu m-ar interesa nimic, nici banii, nimic. M-ar interesa să ascult ultimele cuvinte la tatălui meu. În această seară vreau să spun că au fost ultimele cuvinte, au fost vino iubito, vino mireasă. Când Iisus Hristos a murit și a închis ochii, s-au gândit că Deva va fi o mireasă și va avea o mireasă. Ești mireasă lui astăzi? Ar trebui să te miște lucrul acesta și oriunde mergi în lume, că vei fi în spital, că vei fi într-un smurd, că vei fi într-un accident, că vei fi într-o problemă sau în alta. Să-ți amintești că într-o zi Iisus Hristos a murit cu numele tău pe buzele Lui. Vei merge acasă și vei lua un pahar de Sprite sau un pahar de apă minerală. Nu-l du la gură înainte să te gândești că pentru tu să bei acea apă minerală și să fii fericit într-o zi de Paște, El a murit cu acreala oțetului pe buze. Se spune că oțetul și fierea i-ar fi diminuat durerile, ar fi acționat ca un calmant. Și au zis, nu-mi trebuie. Eu vreau să mor pentru mireasa mea până la ultima picătură de sânge. Nu-mi trebuie calmante. Pentru că vor fi 2000 de ani când copiii mei vor serva cina în fiecare lună, poate în fiecare an. Și vreau să-și aduc aminte că n-am murit în calmante. N-am murit fără să simt. Am simțit totul pentru ei. Și-a spus Costache Ioanit că niciun mire n-a plătit un preț mai scump pentru o mireasă. Ascultați-mă, dragii mei, va veni diavolul la voi și va veni la mine și la tine. Și va încerca diavolul să te ia din mâna lui. Știi ce să-i spui? Tu n-ai plătit nimic pentru mine. Dar sus la Golgota, pe o cruce, cu pieptul de o lance străpuns, la taină ca vremii răscruce, ne așteaptă cu lacrimi sus. O plătit El. Pentru aia îi aparținem. Pentru aia îl așteptăm. Înțelegeți astăzi cum puteți avea și cum putem avea sărbători fericite. Paștele poate fi un simplu mulțumesc care trece, dar sărbătoarea oficială pe care o instituit-o Iisus Hristos e cina Domnului și pentru aia ne-o chemat în fiecare duminică, în fiecare lună, să ne amintim de cum a murit pentru noi. Și în momentul când luăm paharul de sânge și luăm trupul Lui, ne vom gândi cât de mult a costat jertfa Lui și când va veni diavolul cu păcatul, vom spune, ieși afară. Eu nu mai păcătuiesc. Pentru aia spune în Evrei 6 și în Evrei 9, cine ne socotește toate lucrurile acestea și cade și a ajuns la o înălțime. Ascultați-mă, una se caz de la etajul 1 și alta se caz de la etajul 10. Dacă totuși cade, nu mai are șansă de reabilitare pentru că El răstignește din nou pe Iisus Hristos și nu mai e nevoie să răstignești încă o dată, că o chinui destul. Știți cum se încheie Biblia? Apocalipsa, capitolul 22. Un verset foarte greu. Eu dacă aș scrie scrisoare soției, nu m-aș gândi să pun pe ultima pagină așa ceva. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Nu v-ați întrebat din ce cauză toată Biblia asta spune dacă ești nedrept să te pocăiești și pe ultima pagină spune dacă ești nedrept, stai mai departe și fii nedrept. Nu v-ați întrebat asta. M-am întrebat. Și fratele Paul Negruț, prin Duhul Sfânt, mi-a dat răspunsul. Înainte să ajungi la Apocalipsa, ai trecut prin toată Biblia. Ai trecut prin Ioan, ai trecut prin Marcu, ai trecut prin Matei. Ai citit despre Iisus Hristos când era copil, când a ajuns mare, când a vindecat, când a tămăduit, când a murit și când a înviat. Și dacă ai ajuns la ultima pagină din Biblie și tu încă ești nedrept, nu mai există altă soluție pentru tine decât să trăiești nedrept și mai departe. Dacă însă ai ajuns la ultima pagină și ai devenit un sfânt, fii sfânt și mai departe că merită. Trăiește frumos și mai departe că merită. Frați și surori, vreau să vă spun astăzi că Iisus a stat pe cruce mai mult decât stăm noi pe scaun în biserică. Noi stăm cam 3 ore, El stă cam 6 ore. Să nu vi se pare greu de Paște. Să veniți atâtea programe la biserică. Să stați într-un scaun confortabil. Că avem confort astăzi pentru că El a murit sărac.
O dat totul pentru noi. Știți ce spun foarte mulți oameni? Frate Cristi, mântuirea e gratis. Da, e gratis mântuirea. Nu am ce să comentez, e gratis mântuirea. Dar nu e ieftină. Dacă cineva de aici îmi dă mie o casă, să spun așa. Pentru mine casa e gratis, dar pentru el nu a fost ieftină. Înțelegeți? Închei cu cazul lui Jim Preston. Un tânăr din Statele Unite care la un moment dat într-o încăierare, într-un bar, și-a ucis cel mai bun prieten cu pistolul care îl purta la el. Era prima lui crimă pe care o făcuse în viață. Acest om a fost închis și condamnat la moarte, la pedeapsă capitală. Însă la un moment dat mama lui s-a apropiat de guvernatorul acelui stat și a spus: Domnule, aș avea o rugăminte, nu-ți doriți să-l grațiați pe băiatul meu? L-am educat frumos și știu că ceea ce a făcut el a fost o greșeală, a fost un moment de mânie, a fost un moment de pierdere a autocontrolului. N-ați dorit să-l grațiați? Și guvernatorul a spus: Doamne, legea e lege și pentru fiul meu și pentru fiul tău, el va muri. Femeia asta a plecat în lacrimi, a închis ușa și a plecat. Dar mass media a făcut un caz mare din acest caz mic, să zic așa. Insistență după insistență și la un moment dat guvernatorul a făcut un gest extraordinar. A luat o foaie de pe birou, a luat un pix și a scris pe foaie: grațiat. Și a pus o haină. Însă peste haina de guvernator și-a luat o haină de preot neagră. Și a mers la închisoare. A ajuns la închisoare și gărzile s-au dat la o parte și a mers pe hol până a ajuns unde acolo, în celula unde era Jim Preston. Omul acesta însă nu știa că cel care avea să-l viziteze era guvernatorul, l-a confundat cu un preot. Și când l-am văzut, Jim a strigat: ieși afară, n-am nevoie de Biblie și n-am nevoie de nimic acum. Lasă-mă cu creștinătatea și cu pocăința și cu toate poveștile astea. Guvernatorul a spus: domnule Jim, dați-mi voie să intru la dumneavoastră în celulă și nu o să vă pară rău niciodată în viață. Ieși afară, a zis Jim. Și guvernatorul, îmbrăcat în haine de preot, s-a întors și a plecat. După ce a plecat, i-au spus cei de la închisoare: ți-ai dat cu piciorul grațierii tale. Tu nu știi că omul acela, deși era îmbrăcat în haine de preot, era guvernatorul și avea la el o foaie pe care scria grațiat. A urmat ziua execuției și în timp ce Jim era dus spre locul de execuție împreună cu alți oameni, s-a apropiat de el un reporter, a scăpat de coloana de jandarm și i-a pus o întrebare și a zis: domnule Jim, în ultima zi din viață, ce mesaj aveți pentru tinerii din America? Și Jim a spus un lucru care a rămas peste ani și peste vremuri și care e atât de adevărat. Spuneți-le tuturor tinerilor din America că Jim nu moare pentru crima pe care a făcut-o, ci pentru iertarea pe care a respins-o. Dragii mei, oamenii care vor ajunge în iad nu vor ajunge pentru că au fumat în primul rând, că au băut, că au trăit în imoralitate, că la ora 10 seara când părinții mergeau la culcare ei stăteau pe site-uri imorale pe internet. Nu. Nu pentru aia. Nu. Pentru toate păcatele astea s-a plătit deja prețul la calvar. Problema însă se pune dacă tu vei accepta grațierea sau nu vei accepta. Și dacă nu vei accepta, Dumnezeu nu mai are ce să-ți facă. Dar eu cred că în seara aceasta, dragii mei, ne-am adunat aici pentru că am vrut să comemorăm ceea ce a făcut Iisus pentru noi. Am acest îndemn să facem o rugăciune de mulțumire. Mi-aduc aminte că eram copil. Și de multe ori, deși mama mi-a spus mereu: Cristi, nu cumva să te ridici de la masă să nu spui mulțumesc. Uneori mă ridicam și uitam să spun mulțumesc. Meream în cameră, mă puneam la computer și mama a strigat din cameră: Cristi, cum spui când te ridici de la masă? Și eu din cameră spuneam: mulțumesc. Ascultați-mă, v-ați cere astăzi nu să rămâneți în cameră, să veniți înapoi lângă cruce, să vă uitați la cum a murit Fiul lui Dumnezeu pentru noi și să spuneți un mulțumesc sincer. Pentru că dacă suntem aici, dragii mei, e mila Lui. Și noi ne-am lepădat ca Petru într-o zi. Dar atât de mare e harul acesta că El a mijlocit pentru noi ca să nu ne pierdem, ca să urmăm toată viața frumos. Haideți să fie un moment al recunoștinței, un moment în care efectiv să ne prăbușim în noi. Ascultați-mă, dacă nu ne mișcă jertfa de la calvar,
Dumnezeu nu are altceva mai de preț ca să ne pună înainte, să ne miști. Dacă felul în care a murit Iisus nu te face să schimbi viața, poți să vii aici încă 30 de ani, că nu o să schimbi viața, dacă jertfa de la Calvar nu te mișcă. Dar eu cred că în biserica Betania, din Deva, sunt oameni care vor avea sărbători fericite. Pentru că s-au uitat la soldatul roman, pentru că s-au uitat la Ioan, pentru că s-au uitat la Maria Magdalena, pentru că s-au uitat la Baraba și vor să trăiască frumos și le zic, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.